la conferința săptămânală a organizației AUR Brașov. Așa cum știm și am constatat cu toții, mai ales în primele săptămâni, luni, ani, AUR a devenit principala forță politică din România, pentru că până la urmă este singura care reușește să facă opoziție actualei, actualei coaliții de guvernare. Ne vom lupta pentru ca cetățenii să aibă în mod real o alternativă față de Partidul Stat. Iar acea alternativă să fie AUR și candidații săi. În urma unor analize sociologice și a unor sondaje care s-au desfășurat în ultimele săptămâni, conducerea națională AUR și domnul președinte George Simion au ajuns la concluzia că trebuie să venim în fața brașovenilor cu o alternativă care să facă diferența la primărie, care să câștige primăria și Consiliul Județean Brașov. De aceea venim cu o voce puternică, venim cu o voce puternică nu doar din ipostaza de purtător de cuvânt al partidului, dar o voce puternică inclusiv în Parlamentul României. Și îmi face pe această cale o deosebită plăcere să îl anunț pe colegul meu și domnul președinte, domnul purtător de cuvânt al partidului, domnul deputat Dan Tănasă, ca și candidat al AUR Brașov la primăria municipiului Brașov. Domnul deputat, mulțumesc frumos, doamnă. Mulțumesc această nominalizare a dumneavoastră. Doamne ajută să fie într-o cerință. Da, bună ziua! Mulțumesc frumos, doamna Credescu. Așa cum a spus și doamna deputat, în urma unor analize sociologice am ajuns la concluzia că la Brașov este necesar să oferim o alternativă reală brașovenilor la municipiu și pe județ. În acest moment, județul este practic controlat de mai multe clanuri mafiote, denumite generic partide politice. Vreau să mulțumesc colegilor mei din filiala Brașov, să mulțumesc colegilor din filiala județeană Brașov, de la municipiu, să mulțumesc colegii mele, doamna Urse, Gabi Urse, pentru tot efortul depus până acum. Obiectivul organizației județene este să câștige președinția Consiliului Județean Brașov și primăria municipiului Brașov. În acest moment, brașovenii au de ales între o ciorbă reîncălzită, pusă în marmite de către PSD și PNL, sau au de ales între omul lui Veștea la primăria Brașov, Alen Coliban. În mod evident, în acest moment, în municipiul Brașov, funcționează foarte bine blatul USR cu PSD și cu PNL. Județul este foarte bine împărțit între clanurile mafiote, între PNL, PSD și USR. Iar brașovenii sunt puși în situația de a alege, cel puțin asta încearcă PSD și PNL acum, de mână cu USR, să aleagă răul cel mai mic. Iată că la Brașov, anul acesta, brașovenii nu mai sunt nevoiți să aleagă răul cel mai mic, nici la județ, nici la municipiul Brașov. Ne vom bate, așa cum am spus, și ne bazăm, facem un apel cu această ocazie, facem un apel către toate forțele, toate vocile care s-au săturat de Partidul Stat, PSD, PNL, care s-au săturat de dezamăgirea reprezentată de USR, care repede a pus Batista pe țambal la Brașov și stă într-o liniște asurzitoare la aceeași masă cu PSD și cu PNL. Toate forțele politice care, repet, sunt dispuse să facă ceva pentru viitorul municipiului și al județului Brașov sunt așteptate la masa Alianței pentru Unirea Românilor pentru a găsi soluțiile pentru viitor. Despre viitorul județului Brașov și al municipiului Brașov nu putem discuta cu cei care l-au condus timp de 34 de ani.
Este un nonsens complet lipsit de logică să discutăm cu aceiași oameni care conduc județul de 34 de ani, să discutăm despre viitorul județului. Despre viitorul județului o să discutăm cu specialiștii care până acum și-au văzut liniștiți de treabă și au lăsat pe alții să facă politică la Brașov și vedem în ce fel au făcut politică în 34 de ani la Brașov. Au dărâmat fabrici și în locul lor au pus supermarketuri și mall-uri. Brașovenii, cei care au construit municipiul Brașov, care au construit județul Brașov, mulți dintre ei sunt dezamăgiți de, cu privire la modul în care s-a făcut politică în ultimii 34 de ani. Iar noi le spunem că se poate. Da? La Brașov nu trebuie să alegem rău cel mic din nou. La Brașov, de data aceasta, vom alege un proiect politic pentru viitorul municipiului și pentru viitorul județului. Îl aștept, știu că e domnul Goindescu, de exemplu, care candidează și dânsul la primăria municipiului Brașov. Îl aștept și pe dânsul, îi aștept și pe alții să vină, să stăm cu toții la aceeași masă. Toți cei care, nu trebuie să alergăm fiecare pe culoarul lui, putem să alergăm împreună, pentru că împreună avem de această dată posibilitatea să răsturnăm blatul politic dintre PSD, PNL și USR de la Brașov. Vă mulțumesc frumos, eu vă aștept. Mă opresc aici, dacă sunt întrebări. Da. Cu ce promisiune aveți, ce promisiune aveți pentru brașovenii? Cunoașteți, cunoașteți zona, orașul? Păi locuiesc în Brașov, adică locuiesc în Brașov și am făcut două facultăți în municipiul Brașov. Să știți că de promisiuni sunt sătui brașovenii, n-am nicio promisiune pentru brașoveni. Sunt sătui, să-i răspund doamnei și sigur că dar vă răspund. Nu o să vă fac promisiuni, nu o să fac brașovenilor promisiuni pentru că de 34 de ani și Scripcaru și Veștea au făcut promisiuni și se vede, stau să mă gândesc numai la aeroportul din Brașov în care s-au și nu cred că sunteți revoltată de milioane de euro din bani publici turnați de Scripcaru, de Veștea în aeroportul de la Brașov, care nu funcționează.